Discutăm în cele ce urmează cu Marius Pieleanu, sociolog, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Pieleanu! Bună dimineața, Săluna! Așadar, ne uităm la aceste negocieri eșuate de ieri pentru comasarea alegerilor în coaliția de guvernare. După câteva ore, liderii coaliției au decis să nu ia nicio decizie, să mai discute și să revină într-o ședință luni. Cum arată până la urmă aceste negocieri? Pentru că vedem că nimeni nu a clipit, așa cum spuneau surse politice din cadrul coaliției. Da, tabloul începe să ne arate bine pentru populație. Și eu cred că luni, când urmează să aibă loc o nouă întâlnire a celor două partide, decizia trebuie luată, fiindcă nu mai e nici timp din punct de vedere al calendarului legal, dar nici populația, din câte îmi dau seama eu, nu mai are răbdare, acea parte a populației, de fapt, care e atentă la politică și consumatoare de știri cu caracter politic. Fiindcă cele două partide au argumentat că principalele motive ale comasării ar fi legate, pe de o parte, de o economie financiară, costurile, evident, ar fi semnificativ mai mici, pentru că ar fi două într-una, ca la promoții, și al doilea, pentru că ar scuti cetățeanul de stresul de campanie, de mersul de nu știu câte ori la secțiile de votare. Deci toate lucrurile astea se fac în beneficiul cetățeanului. Asta ni s-a transmis. Ei bine, atunci cum sunt în beneficiul cetățeanului dacă noi tranzacționăm acest vot al populației în nenumărate ședințe de coaliție, încercând să numim deja de pe acum, fără să fie ales, comisarul european, primarul general și, de ce nu, ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, președintele României. Adică mai contează votul cetățeanului. Lucrurile astea încep să se discute în spațiul public și cred că liderii celor două partide ar trebui să iau o decizie mai repede, pentru că pare o ciolaniadă mai degrabă. Iertați-mi termenul, dacă cam așa este, adică ne împărțim pozițiile și funcțiile, nu contează poporul unui muncitor, pentru că el oricum va vota, cum îi spunem noi. Este și nu este așa, da? Și această bătaie pe ciolan, cum spunea și dumneavoastră, cum ar putea să se finalizeze? Pentru că vedem că ambele partide, de exemplu, Formula nu-mi place, însă sigur? Asta e în mentalul colectiv, asta se gândește, adică e simplu de văzut. Vedem că ambele partide își doresc, de exemplu, cea mai importantă funcție din stat, cea a președintelui. Și niciunul dintre partide nu pare să facă un pas în spate. Da, și s-au discutat diverse variante. Vasile Dâncu a propus o formulă de analiză sociologică mai amplă, din care să rezulte cine este cel mai bine poziționat. Liberalii au spus că e prematur să se întâmple asta, mai ales că liberalii au în istoria lor și evenimente care să confirme această afirmație. Vă readuc aminte, în istorie a fost Teodor Stolojan, care a fost nominalizat într-o reuniune amplă a PNL și PD la vremea respectivă și până la urmă a ieșit Băsescu. După aceea Crin Antonescu, care a fost votat în Congresul PSD, atenție, ca fiind candidat unic, și până la urmă a candidat Ponta. Adică liberalii sunt friți și pe chestiunea asta. Pe de altă parte și Partidul Social Democrat reproșează PNL-ului lipsa de consecvență, deci e o suspiciune care e, cum să spun, naturală până la urmă și are motive și origini istorice. Până la urmă cele două partide post-revoluționare care s-au luptat în spațiul public și politic sunt PSD și PNL. Ceilalți au fost sateliți, cum ar fi PD-ul, cum ar fi România Mare, a lui Vadim. Cred eu că și Aurul și partidele de genul ăsta care sunt acum au caracter de satelit sau de partide care dispar, sunt meteorice. Cele două partide se vor lupta probabil și câteva decenii de acum încolo pentru supremație și de asta își doresc fiecare în parte să obțină funcția de președinte. Funcția de președinte este funcția care dă partidului care a livrat omul pentru așa ceva posibilitatea și ușurința și creează o mai mare ușurință
în a conduce România pe mandatul său. Uitați-vă în ultimii 20 de ani că așa s-a întâmplat. Și PD-ul și PNL-ul sub Klaus Iohannis au condus țara într-un fel sau altul, fără a fi neapărat primii pe listă în ierarhia intenției publice de vot și a votului efectiv chiar.